luați Duh Sfânt. Iubiți credincioși, iată-ne în prima slujbă de după înviere, numită în popor slujba de a doua înviere, de fapt vecernia, slujba de seară a învierii, o slujbă în care se citește pericula Sfintei Evanghelii în 12 limbi străine, în chipul numărului apostolilor care au propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pornește dintr-o singură gură, dar ajunge în mai multe urechi. Orice mesaj al nostru, orice cuvânt de-al nostru pornește de la noi cu destinația necunoscută. Nu știi cine te aude, nu știi cum interpretează, nu știi dacă tonul a fost potrivit unuia sau a altuia. Îmi aduceți aminte de poștașul acela care venea întotdeauna și citea scrisorile unor bătrâni care aveau un copil făcut mai la bătrânețe în armată. Și respectivul copil le scria, dar părinții nu știau carte și nu știau să citească. Și atunci poștașul când venea, de fiecare dată era rugat să cu poștașul câteva minute să citească scrisoarea. Într-una din zile însă s-a întâmplat ca poștașul să aibă foarte multe scrisori de împărțit. Probabil că era într-o perioadă de sărbători și avea multe, multe de făcut în ziua aceea. Și era și cam grăbit, și cam nervos pentru niște lucruri întâmplate pe acasă. Și când a fost rugat să le citească scrisoarea, el așa mai pe grabă a rupt repede plicul, a început să citească și bietul băiat al lor scrisese că are nevoie de bani și zice, mamă, tată, am nevoie de bani. Dar acum poștașul citit-o în grabă, mamă, tată, am nevoie de bani, trimite-ți și mie că am, trebuie să fac ceva. Și la care tatăl zice, eu uite, vă duce când îi cere să mă și răstește la noi. Contează foarte mult cum se spune cuvântul, dar și mai mult contează cum este recepționat cuvântul. Dacă noi receptăm într-adevăr după adevăr, să știți că toate mesajele pornite de la oricine, când ajung la noi, suportă o mică traducere. Orice om are mintea lui un translator și îi traduce orice, de la gesturi până la limbaj non-verbal, tot ceea ce crede că i-a spus cu tare. De exemplu, dacă eu mă duce într-o clasă și a spune, măi copii, știți, ar fi bine să faceți măcar 5 exerciții din astea 10 pe care vi le dau eu, 2-3 mai buni în clasă, o să fac pe 10 maxim, da? Dar ceilalți sunt lucruri, nu merge să facem mai 5. Imediat au tradus mesajul și l-au luat exact unde vroiau ei să ajungă. Ei să știți că așa s-a întâmplat și cu Evanghelia. Poate v-ați întrebat așa în linii mari, de ce suntem împărțiți între catolici ortodoxi. Una dintre marile diferențe este aceea că mesajul Mântuitorului nu a venit pe pietre, a venit pe culturi, a venit pe un loc pregătit și mă gândesc acum cum s-a întâmplat cu mine acum vreo 7 ani, am vrut să pun în fața casei niște salcie. Decât că în fața casei era un pământ mai mult piatră. Și unde am mai prins așa ceva pământ, s-a prins salcia. Unde a prins mai multă piatră, nu s-a prins. Și acum, dacă vine cineva și mă întreabă de ce sunt salciile mai din doi în doi, le pot spune că e vorba de pământ. Eu am pus aceleași salci. Problema este următoarea. Pe cultura dreptului roman nu putea să vină o religie a filozofiei. Să se certe frații romani că este omousios sau omiusios, adică asemenea sau asemănător cu Dumnezeu, să fie tată și nu. Nu s-au certat niciodată în sinoade pentru așa ceva. În lumea romano-catolică, situația este foarte simplă. Dumnezeu ne-a dat mai mult decât am cheltuit noi și restul a rămas în vestirea bisericii și biserica dispune și așa mai departe. Și asta înseamnă un drept roman adaptat la creștinism sau invers. Creștinismul adaptat
la un sistem juridic în partea cealaltă a filozofiei grecești, adică a celor care mai bine murim de foame decât să stăpăm, dar gândim, creștinismul are cu totul și totul o altă înțelegere. Stai așa, tată, ne certăm o trei secole să vedem dacă fiul este consubstanțial cu tatăl sau nu. Să vedem unde e Duhul Sfânt între fiu și tată și așa mai departe. Nu? Lucrurile sunt foarte, foarte delicate. Deci să știți că acum nu facem o apologie a ortodoxiei împotriva catolicismului sau invers, nu? De când am expus ideea că mesajul, limbajul, cuvântul nostru este receptat de celălalt. În momentul în care semănătorul a aruncat sămânța, deja și-a cam încheiat contractul cu sămânța. Aparține totul pământului și lui Dumnezeu care dă să plouă sau nu. Să știm că în momentul în care am spus ceva, în acel moment, unu, nu mai suntem stăpâni pe ceea ce am spus, și doi, ceilalți pot să înțeleagă orice. Și știți cum se încheie acea formulare când frații noștri americani pun cătușele? Tot ceea ce spui poate fi folosit împotriva ta. Revenind la Sfinții Apostoli însă, astăzi am văzut că unul dintre ei, Toma, numit geamănul, fiecare dintre noi trebuie să aibă un geamăn în Toma, nu era de față. Și după ce i-au spus ucenicii, că l-am văzut pe Domnul, așa zice, până când eu nu voi pune mâna în semnul cuielor și voi păi cu asta ta, nu voi crede. Așa se încheie Evanghelia de astăzi. Ca să ne lase în această necredință a geamul nostru Toma și să scormonim cu mintea tot ceea ce înseamnă mesaj evanghelic. Pentru că noi nu suntem în tabăra aceea crede și nu cerceta. Nu, ne-a dat Dumnezeu acum o săptămână fix în care trebuie să cercetăm ca să credem. Să îi spunem lui Toma, măi tată, dar nu pot să crezi când au văzut 11, 10 mai erau dintre apostoli, frații tăi, 3 ani jumate v-ați plimbat în toată țara sfântă, chiar nu pot să crezi. Păi să știți că mesajul Mântuitorului a fost receptat și în felul acesta. Mai pozitivist, adică pozitivist termen tehnic. Îl traduc puțin, științe pozitive sunt cele pe care trebuie să pui mâna. Adică să cântărești, să măsori și așa mai departe. Poate să fie și un creștin care să aibă această înclinație de a măsura și de a merge pe această situație. Ne-a dat Dumnezeu această posibilitate ca în slujba, în seara aceasta, deși e miezul zilei, așa se încheie cu să primim rugăciunile noastre cele de seară Domnului, ne-a dat posibilitatea ca de astăzi și până duminică să ne gândim la mesajul pe care Mântuitorul ne transmite, luați Duh Sfânt. Să știți că Dumnezeu ne dă întotdeauna Duh Sfânt. Decât că noi nu primim de fiecare dată la fel. Ori ne gândim, poate suntem prea mulți și trebuie să împărțim acest Duh Sfânt, poate că nu mi-a zis mie, sau poate eu am băvașul prea mic, și așa mai departe. Nu, trebuie să știm că primim exact ceea ce suntem pregătiți să primim. Nu unde poate să mai înceapă ceva dacă paharul nostru este plin. Cum mai aduc aminte în câteva minute, cum zicea părinte directorul de la seminar, zice, tată, o să vă duceți și voi în casă, în casă, cu Crăciunul, cu icoana și cu boboteaza și să vedeți că fiecare dintre cei care vă așteaptă, vă așteaptă cu un pahar de vin. Și ce o să faceți? Cum dacă vă puneți mintea cu ei, după 5 case vă duceți la casă, vă purtați. Atunci decât închinați, ridicați puțin la buze și l-ați pus înapoi. Și atunci omul să zică, iau multe, mă, doar mai bine. Și acum o să vadă și el ridicolul faptului că n-are unde să pună. Și gata, când e plin, nu mai se poate să-mi facă nimic. Și ai scăpat. E bine însă, pentru un pahar plin, Duhul nu mai are unde să încapă. Și atunci noi ce trebuie să știm? Trebuie să ne aflăm în fața Duhului Sfânt goliți de sine, nu de minte. Goliți de sine, nu de rațiune. Goliți de noi, într-o stare de reală, modriție
și smerenie, dar o smerenie dârgă din ceea ce ai tine. Nu cumva toată să uitați, când te întâlnești să fii dârg. Adică smerenie, dar când te-a călcat o bătături și știi că e vorba de Fiul lui Dumnezeu, nu mai știi, gata, trebuie să fii dârg. Atunci scoți și tu sabia. Când s-a dus la un părinte foarte duhovnicit cineva și a început să dispitească tot felul de întrebări și să-i încerce mai ales smerenia, a zis, aule, mă zic că ești un trândav, da, sunt. Că ești un nepostitor, da, așa este. Zice, că ești eretic, nu, eretic nu sunt. Învăț cuvântul adevărul. Asta înseamnă smerenie dârsă. Vă să zic că în această zi, în praznicul Învierii, trebuie să știm că dacă vrem să primim mai mult, trebuie să ne golim mai mult. În măsura în care ne golim mai mult, încapă mai mult în noi. Și mesajul Mântuitorului, luați Duh Sfânt, va fi receptat de noi așa cum trebuie. Adică, spunem, da, Doamne, vino și sălășuiește pentru noi. Dar dacă noi suntem plini, dacă suntem cu rațiunea pe oriunde, dacă nu mai credem în moaște, dacă nu mai credem în sfinți, nu mai credem în icoane, unde să mai sălășuiască Duhul Sfânt? Paharul nostru este plin. De aceea, rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne golim, pentru că de încărcat o face cu siguranță. Hristos a înviat!